asta. Da, am dansat până acum pe aici, deci ne dăm un vibe extraordinar. Cum ne dați și voi pe WhatsApp-ul nostru 0734 36 30. Ne bucură foarte tare când primim tot felul de încercări în a ghici unde suntem noi. Unde suntem? Asta e întrebarea. Nu știm, dar diseară de la ora 20 suntem din nou live pe TikTok aseară cu Cătălin Măruță. Băi, a fost de poveste live-ul ăla. Nu ne așteptam să fie și David și Eva alături de el. Extraordinar. În seara asta o să fim cu Luis Florea de la ora 20 live pe TikTok. Încercăm să mai dăm și acolo indicii. Oamenii ne trag de limbă seara când facem after breakfast sessions, așa le-am denumit, pentru că sunt după breakfast. Nu mă mai ignorați, răutăcioșilor. Ane, cum să te ignorăm? Ia. Măi Andrei, am făcut pe FBI-ul pe net. Nimic nu găsesc despre tine înainte de a fi la Virgin. Unde ai crescut, domnule? Cartierul e și ăsta un început. Păi am mai spus asta? Ai de capul meu, ce facem? Mai spunem o dată? Mai spunem, hai să mai spunem încă o dată. Refer la ultimul indiciu, eu am crescut în militari. Mm-hmm. Dar indiciul era copilăria lui Andrei, dar nu prea. Asta ne-a indus și pe noi în eroare, adică nu știu dacă are neapărat legătură cu locul unde am crescut. Dacă e dar nu prea, ce înseamnă dar nu prea? Am crescut acolo, dar nu prea. Ok. Cineva știe multe lucruri despre mine și dă indicii de genul ăsta, așa că Ane, vezi? Nu te ignorăm, nu ignorăm pe nimeni. Să știți că dacă nu răspundem, cum v-am obișnuit atunci când suntem în studio, la mesajele de pe WhatsApp, nu înseamnă că nu le vedem. Le citim în mare parte pe toate pe radio, doar că e mult mai greu având doar tableta. Este foarte important și vă mulțumim tare mult că ne înțelegem. Emisiunea nu este la fel dacă nu suntem în studioul Virgin Radio, probabil nici nu sună la fel, dar noi ne bucurăm foarte tare că avem această provocare și stăm în acest studio improvizat și ne bucurăm foarte tare și abia așteptăm să fim găsiți ca să ne întoarcem înapoi în Pipera. De, iată, cum putem afla mai multe detalii despre copilăria ta? Păi, haide, de unde să începem? S-a născut într-un minunat spital din unde? Din Giulești, m-am născut. Așa. La maternitatea din Giulești. Bun. Mama mi-a dat și un mesaj, să știți, mi-a trimis și poza cu Action Man. Vorbeam la ora 7 de jucăriile copilăriei și haideți să vă citesc mesajul mamei mele. Am luat casa cu ordonanța 19 pentru toți tinerii căsătoriți până în 35 de ani. Toți eram cam de aceeași vârstă, într-adevăr, și blocul celălalt era la fel. Eu am fost în același salon când te-am născut cu mama gemenilor de la blocul celălalt, gemeni care sunt prietenii mei. La bloc ne-am mutat când aveai tu 2 ani. Nu știu dacă ajută aceste detalii, dar dacă doriți să continuăm despre copilăria mea, vă mai pot spune că am fost interesat să fiu magician, să fac box, să... Cât timp avem? Avem mai mult timp? Trebuie să facem și dispari în 60 de secunde? Ok, nu-i nicio problemă. Măi, m-ați prins cu întrebarea asta. Nu mă mai întrebați astea. Că... Știți, Doamne, că nu-mi place să vorbesc deloc despre mine. Dar promitem că facem o emisiune de seară în care Andrei va povesti totul despre copilăria lui cu lux de amănunte. Bine, că dacă intrăm la maturitate, deja nu mai trebuie să intrăm tot copilărie, cu lux de... Auzi, cineva a găsit rezolvarea. Ia. Yeah. Pe WhatsApp. Trebuie să batem la 910919380 de uși. Am citit așa pentru că nu mă pricep la matematică. Nu știu ce înseamnă. 9 miliarde. Da. Da. Hai, 9 miliarde de uși. Atâtea uși sunt în militari? Sunt dar foarte nu prea. Multe uși. Vezi? Și geamuri. Aveți grijă cu dar nu prea ăsta, pentru că noi credem că este ceva tricky. Dragilor, trebuie să spunem cuvintele magice, adică start concurs pentru Dispar în 60 de secunde, care începe imediat la Virgin Radio Breakfast.